Bun găsit la știri alertă și la această oră în capitală și în împrejurimi. Un pistol letal și 10 de cartușe au fost furate dintr-o locuință aflată într-un cartier rezidențial din Voluntari. Vila îi aparține unui fost ofițer SRI. Polițiștii au găsit ocul pistolului pe un câmp din apropiere, dar până acum nu au dat de urma hoților. Jaful a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, însă vecinii, chiar dacă au auzit zgomote suspecte în curtea alăturată, n-au sunat la poliție. Din acest motiv, furtul a fost descoperit abia sâmbătă dimineață când proprietarul s-a întors din vacanță. Hoții furaseră din seif mai multe bijuterii, un pistol letal și 24 de cartușe. Potrivit unor surse din anchetă, ar fi vorba de un pistol Glock perfect funcțional, al cărui toc a fost abandonat de tâlhari pe câmp. Bărbatul jefuit este un fost ofițer antitero al Serviciului Român de Informații. El a asigurat securitatea unor demnitari importanți, între care președintele Statelor Unite, șeful FBI, președintele României și mulți alți șefi de stat. La data de 6 ianuarie, în jurul orei 19:47, Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras din locuința situată în orașul Voluntari mai multe bijuterii, un pistol letal și 24 de cartușe. La fața locului s-au deplasat cooperativitate polițiștii orașului Voluntari împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Ilfov pentru efectuarea activităților specifice în vederea stabilirii situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun. Fostul ofițer SRI locuiește într-un cartier rezidențial de lux din nordul Bucureștiului, unde prețul unei case sară de 350.000 de euro. După ce au dat spargerea, hoții au fugit pe câmpul din spatele casei și s-au făcut nevăzuți. Poliția a organizat mai multe filtre în localitatea Voluntari și analizează imaginile de pe camerele de luat vederi din zonă. Vecinii fostului ofițer SRI au intrat în alertă, mai ales că bărbatul avea și alarmă la casă, pe care se pare că hoții au reușit să o dezactiveze. Nici bine n-a început anul și hoții au dat buzna. Deci au spart casa vecinilor 5 case distanță. Aoleu! Și au plecat oamenii o noapte și ăștia s-au servit. Au intrat frumos din câmp, le-au furat bijuteriile, au spart seiful, bă, au spart seiful, l-au tăiat cu flexul. Dar cu flexul, bă, zici că e ceva film. Oamenii având alarmă la casă, ăștia au făcut ei ceva, nu știu ce au făcut, asta mă spăimântă și zic asta ca să aveți grijă, pentru că și noi era să o pățim. Așadar, și la această oră cineva se plimbă liber prin București cu un pistol perfect funcțional, cu 24 de gloanțe și discutăm pe această temă cu expertul criminalist Dan Antonescu. Bună seara! Bună. Cum ar trebui să fie abordată această anchetă? Pentru că, da, nu vorbim de un simplu jaf. Lucrurile s-au complicat în momentul în care a fost luat și acest pistol, care probabil, putem să deducem de aici, nu era ținut în cele mai bune condiții, nu era ținut într-un seif, nu ar fi trebuit să fie accesibil. Da. Era ținut într-un seif, dar oamenii aceștia, din punctul meu de vedere, au venit la pont și au știut cu ce scule să vină, au venit cu flexul, pentru că dacă te duci undeva la o spargere, și credeți-mă că am discutat cu foarte mulți dintre cei care au spart locuințe, au fost surprinși de proprietari și i-au agresat pe proprietari, au ajuns de la furt la tâlhărie, de la tâlhărie chiar la omor. Foarte puțin sunt cei, chiar n-am întâlnit până acum, vreunul care să vină cu flexul. Sunt foarte mulți care demontează seiful, îl extrag din încastrarea din zidărie, unde de regulă este un astfel de obiect, și se duc să-l spargă undeva unde au timp și ustensile necesare. Dacă au venit cu flexul, e clar că știau ce au de făcut. E clar că această spargere este o spargere la pont și, pentru că mă întrebați de cursul acestei anchete, clar se va merge pe sursa de informații a acestor autori. Și veți vedea că foarte curând vor fi reținuți. E o părere personală și din ce știu eu, în general, nu despre cazul acesta, că nu știu, nu pot să mă astăzi pe el, pentru că nu am informații decât din mass media, dar astfel de situații se rezolvă mult mai repede decât cele în care avem de-a face cu hoți care
ochesc ei câte o casă și sau află după, eu știu, din Facebook sau din cine știe ce rețea de socializare, că familia respectivă a plecat undeva în excursie, pentru că perioada aceasta a sărbătorilor este raiul spărgătorilor de locuințe în general, și se duc și fură din locuința respectivă. E foarte dificil în astfel de situații să-i găsești, dar când este o spargere la pont, credeți-mă că se ajunge mult mai repede la autori. Și apropo de acest pont, e o zonă foarte bine păzită, nu vorbim despre un bloc oarecare. Tocmai, trebuia să știi ce să faci. Acolo avem de-a face cu un soi de bloc pe orizontală, în care auzi zgomote dintr-o casă, din stânga, din dreapta, încerci să ignori, nu știi ce este acolo, mai ales că a fost perioada când s-au dat cu artificii, s-au făcut tot soiul de chefuri, lumea nu este foarte atentă la zgomote sau chiar nu este foarte interesată. Am văzut în niște imagini cum arăta gardul din spate, în față era o barieră și acolo probabil că cineva păzea bariera respectivă sau este pe bază de cartelă. Dar în spatele acestei, în partea opusă acestei bariere, era un gard pe care cu cel mai mic efort puteai să-l escaladezi fără probleme. Pot să vă citesc că este un comunicat dat de polițiști în urmă cu foarte puțin timp și de asta încerc să găsesc exact anumite pasaje din el ca să le pot face publice acum, că au fost anunțați în data de 6 ianuarie 2024 în jurul orei 20, a fost sesizată poliția de către un bărbat cu privire la faptul că în aceeași zi a fost sustras din locuința personală un seif metalic ce conținea mai multe bunuri și sume de bani în diferite valute. La fața locului au fost cei de la Serviciul Investigații Criminale Sector 4. S-a stabilit că bărbatul ar fi primit un apel prin care ar fi fost anunțat că i-au lovit autoturismul în momentul în care a părăsit apartamentul. L-ar fi asigurat, iar când a revenit a constatat lipsa seifului. Da, vorbim despre un alt caz așadar. Asta pentru că spun, da, în sectorul 4 sunt altceva. Din ce în ce mai multe vedem, domnule Antonescu, pentru că am început cu cazul Crainer, care este într-adevăr tragic, după care